Bine ați venit la Clagema ATV, pornografia ca armă de luptă. Când armata israeliană a ocupat la data de 30 martie 2002 Ramallah și West Bank, a fost invadate totodată programele de televiziune cu filme sexy. Aceasta a fost singura posibilitate, din punctul de vedere al securității, ca tineretului palestinian să-i fie sustrasă atenția și să nu se alieze cu opoziția în armată. Prin sexualizarea unei societăți se slăbește dorința de libertate și se creează dezinteres politic, după motoul diavolesc: dă-le oamenilor libertatea de a-și trăi plăcerile și atunci nu mai au necesitatea unei libertăți mai înalte. Nu sunt oare și țările noastre deja invadate de pornografie? Cine se ascunde în spatele acesteia? La revedere!